Agenția de ocupare a forței de muncă din Șoldănești îi ajută pe tineri să-și realizeze visurile. Grație cursurilor de formare profesională, mai multe femei și-au deschis afaceri la Baștină. Marina Cazacu este una din ele, fiind dintr-o familie cu mulți copii, n-a avut posibilitatea să facă o facultate. Cu ajutorul agenției însă, a învățat rapid și fără cheltuieli o meserie pe plac. Avea 17 ani când a obținut certificatul de absolvire a cursului de formare profesională. De acum înainte, Marina era frizeriță cu acte în regulă. Din mic copil, mama mă lua la cules vii, la poamă și mă lua acolo. La mine e farfica, era pentru a tăia frunză, pentru a tăia altceva, numai nu a culegi poamă. Și era un an de-a mea și îmi spunea, zic că, uite, asta să fii frizier. Dar mama, nu, asta nu-i profesie, nici într-un caz, că zic că nu. Păi am terminat școala după când m-am gândit așa că, adică, pot să fiu și îmi place, adică este dorința mea. M-am dus la Chișinău și mi-am dus la Birja Muncii, m-am înscris, peste o săptămână, am zis că gata, Marina, tu ești, pleci, mama, nu, și nici într-un caz, zic că nu poți fi. Zic că eu mă duc, vreți, nu vreți, zic, dacă mă dați la altă școală, eu nu mă duc. După ce a lucrat în mai multe frizerii din orașul Șoldănești, tânăra a decis să-și deschidă propria afacere, fiind susținută de soț. Acum 2 ani au luat un credit și au pus pe roate frizeria. Am lucrat și în chirie, am stat în frizerie, în vale, am lucrat și la stăpân, adică cât mai greu, când plângeai, când te ridicai, când te sculai, când așa am mers, adică până m-am hotărât că trebuie să faci ceva. Am fost peste hotare, vreo 3 luni de zile. Am văzut că nu e a meu. De asta și am venit, am împrumutat bani, am luat credit, am deschis a meu și deja lucrăm. Recunoaște că și-a făcut cu greu clienții. Acum însă, după 2 ani de activitate, serviciile frizeriei sunt foarte solicitate. Uneori nu are timp nici să bea un ceai. Să-ți faci clienții tăi permanenți, trebuie muncă foarte mare, trebuie încredere să inspire în oameni. Adică clientul când vine la mine, eu nu cu el frezam, să-i zic, uite, te-am frezat, la revedere, știi? Adică putem să-i dau un sfat, uite așa nu-ți stă, uite așa facem, uite așa, adică cu fiecare om intram în contact, adică cu fiecare om vorbim, chiar și pe viața personală, putem, adică vine eu ca la psiholog. Cot la cot cu Marina Cazacu lucrează prietena ei, Mihaela Rabovil. Inițial era doar clienta frizeriei. Meserie de frizer a învățat-o la fel, prin intermediul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă. Marina e prietena mea și când eram în liceu, mă duceam și mă frezam la dansa. Așa că ne-a plăcut cum e vorbe, cum se comunica cu mine, cum mai discutam despre una, despre alta, mă duceam, îi spuneam tot ce avem pe suflet. Și așa am hotărât că eu tot vreau în seara asta să lucrez. Mihaela și Marina sunt mulțumite că au o profesie și că pot câștiga un ban acasă. Tinerele au recunoscut că nu au avut bani de facultate și că pentru ele a contat mult faptul că grație agenției au beneficiat de burse cât au fost la cursuri. Noi am fost 5 copii la părinți, sora, fratele erau psihotari, tot munceau, adică mama, tata, mai avem, noi 3 eram la urmă, adică cu toți cheltuială, cu toți în școală, cu toți îmbracă în calții. Adică nu cred că eu reușeam să mă duc să fac școală. Dacă nu era Birja Muncii, eu nu știu, adică nu cred că reușeam să învăț, să am ceva în genere acum, să fiu frizer. Cele două prietene au în plan să extindă afacerea și să deschidă un salon de înfrumusețare inedit în raionul Șoldănești, care va presta o gamă largă de servicii. Va exista chiar și un solariu, spun tinerele. Vreau să fac salon mai mare, să am și o pedicură și o manicură și un coafor mai mare, adică 2-3 stiliste, să am masaj, cât as pot, atât să fac mai mare, să fie, adică destul de... Pentru Șoldănești, în orice caz, la noi încă n-ați fi așa și vreau să fac eu. Adică un solar vreau să fac. Noi aici, în genere, lumea e mai conservată. Vreau să fac pentru Șoldăneștiul nostru, vreau să fac ceva frumos. Adică să aibă lumea unde să duce și să aibă și vedea. Potrivit Elenei Zgurean, șef Agenției de Ocupare a Forței de Muncă din Șoldănești, instituția pe care o conduce, instruiește mulți tineri. Nu toți ajung însă la finalul cursurilor. Persoanele tinere, un curs de instruire sau de perfecționare a profesiei care o necesită, nu sunt capabili
ca să termini cursurile sau să înveți până la urmă. Avem probleme din cauza că nu frecventează lecțiile, nu sunt capabile să dea examenele la sfârșit, nu mai vorbim de faptul că nu doresc să lucreze. Datele Agenției de Ocupare a Forței de Muncă arată că de la începutul anului circa 20 de tineri, dintre care jumătate sunt femei, au urmat cursuri de instruire profesională. După absolvirea, agenția i-a ajutat să-și găsească și locuri de muncă. Cele mai căutate sunt meseriile de frizer, lăcătuș, electrogazosudor, bucătar și barmen.